făcut, mă, ăștia? Au dat și mâine liber? Da, deci nici mâine nu se învață. Nici nu știu, cred că sunt mai multe zile libere decât de școală. Bine așa, abia nu ne mai strică ăștia copiii cu această școală. Dar ia să vedem, știu ăștia mici de ce nu se învață mâine? Adică, ok, stăm acasă. Bă, dar de ce stăm acasă? Vax populi. Ziua asta de 24 ianuarie este o zi liberă, nu vă duceți la școală, v-ați spus? Da. Da, v-ați spus și de ce nu vă duceți la școală? Asta nu știu. Cum nu știți? Nu știm. Eu m-am lăsat de școală. La muncă. A, am înțeles. Deci nu vă duceți la școală oricum. Uitați-le la ăla ele. Pot să te întreb pe tine? Spuneți. Ce v-ați spus? 24 ianuarie nu veniți la școală, nu? Nu, nu venim. Dar de ce? Nu știu, eu nu m-am dus de asta la școală. Ați înțeles exact ce este, ce sărbătoare este, de ce stăm acasă? Nu. Copiii noastre se duc la școală? Se duc vineri liberi. Dar de ce? Păi nu știu. 24 ianuarie, ce s-a întâmplat de așa mare sărbătoare de s-a dat liber? Nu știu, n-am întrebat băiatul. V-a spus doar că e liber. E liber, da. Dar de ce, doamnă? 24 ianuarie, e o mare sărbătoare. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce sărbătoare, chiar nu știu. Noastră munciți pe 24 ianuarie? Nu. Sunteți liber cum ar fi? Da. Dar de ce v-a dat liber? E lege, să ne da. Păi da. Dar ce sărbătoare este sau ce se întâmplă? De ce stăm acasă? Nu știu, deci. Știți doar că stați acasă, dar nu v-a spus de ce. E o sărbătoare, avem și noi un liber. 24 ianuarie era ceva cu timpul de ușesc. Asta zic. Ce? Păi ce, ziua lui... Exagerez al lui Ceaușescu, probabil. Nu știu, nu am idee. Și de asta credeți că stăm acasă pe 24? Păi... Nici elevii nu învață, nici oamenii nu se duc la serviciu. Ori o zi națională, ori altceva. Are o lege a lor, o sărbătoare, o lege acolo. Cine v-a anunțat că stați acasă? Patronul, bănuiesc. Patronul, stăm acasă. Pe 24... Aveți liber. Da. Să-l întrebați și de ce v-a dat liberul ăsta. Păi am întrebat, dar nu vrea să spune. Asta este, stați acasă. 24 ianuarie, întotdeauna s-a dat liber. De ce? Pentru... Când s-a unit unirea țării românești. Cu cine s-a unit? Moldova, Ardealul, țara românească. E bine că să de liber? Pe parte da, pe parte nu. Nu, de ce? Nu, fiindcă stagnează țara. Este o zi liberă, ați văzut dată de guvern, elevii nu învață. De ce e zi liberă? Aveți idee? Nu știu. De ziua asta de mâine, 24 ianuarie, nu te ajut la școală? Nu. Nu. De ce? Ați înțeles de ce nu vă ajut la școală? Nu. Cine s-a unit? Aveți idee exact? Chiar nu știu, da. Unirea Marilor Principate, nu știu, Moldova. Mai simțiți ceva? Nu știu, mai... Nu. Sincer, nu. De ce? De ce nu mai simți? Pentru că, în general, toate tradițiile s-au pierdut și am obișnuit așa. Nu știți exact ce sărbătoare e pe 24 ianuarie? Nu. Unirea? Așa, da. Cine s-a unit? Asta e nou, că până acum n-a fost. Nu, acum a apărut ziua asta. Până acum nu era. Nu era. Asta e primul an. De ce, doamnă? De ce e liberă 24 ianuarie? De ce suntem liberi? Nu știu, cred că pentru... Să zic că... S-a dat acum parlamentare ăștia, au dat ziua asta. Păi nu, dar zic de ce, e vreo sărbătoare, e ceva? Ei au dat-o, dar de ce? Da. Spuneți-ne noastră, doamnă, de ce e zi liberă pe 24? Păi e ziua internațională, unirea. Sunt mulți care nu știu exact ce înseamnă, am uitat și asta, nu? Semnificația istorică, nu prea ne mai interesează. Dacă nici 24 ianuarie nu știu ce înseamnă, îmi pare rău. Vă mulțumesc mult de tot. Da, înseamnă că chiar nu mai avem de ce trăi pe pământ.